Nu s-au formulat plângeri în cazul incidentului din clubul Făgărășan. Este vorba despre un conflict dintre liceeni care a avut loc în weekendul trecut. Un conflict care s-a încheiat cu o agresiune fizică, potrivit imaginilor verificate de polițiști de pe camerele de supraveghere din zonă. Pe baza celor constatate, Poliția Municipiului Făgăraș s-a sesizat din oficiu cu privire la posibilitatea existenței unei agresiuni și au efectuat cercetări care au dus la identificarea persoanelor bănuite de comiterea acestui act. Dintre cei implicați, nicio persoană nu și-a exprimat până la acest moment intenția de a formula plângere în cauză. Amintim că incidentul a avut în data de 23 spre 24 septembrie, când un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș s-a deplasat în zona unui club de pe strada Republicii din Făgăraș, unde un grup de tineri se afla în apropierea sediului primăriei Făgăraș. Din cele constatate de polițiști atunci, nu a rezultat că între membrii grupului ar fi avut loc o stare de conflict. Mai mult, în cadrul discuțiilor purtate cu persoanele prezente, acestea au negat că ar fi avut loc vreo agresiune fizică sau vreo abatere de la regulile de conviețuire socială. În continuare, polițiștii au rămas la fața locului până la dispersarea tuturor persoanelor, intervenția finalizându-se fără niciun fel de incident. Ulterior, polițiștii au ridicat în înregistrările video ale camerelor de supraveghere din zonă situații în care au constatat că în grupul de tineri câțiva dintre aceștia s-ar fi manifestat agresiv fizic, aspecte ce ar fi avut loc înainte de sosirea echipajelor de poliție. Cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, urmând a se propune soluția legală la finalizarea verificărilor.